trenul de Iași a întârziat 75 de minute. Mai mult de o oră. Și cineva îmi spune că nu contează, că e veche locomotiva. Sigur? Asta nici nu știu de când e. Dar locomotiva care ducea trenul de la Iași sau de unde o fi preluat garnitura e din 81-82, are peste 40 de ani. Oare care șef din CFR sau din Ministerul Transporturilor are mașină personală sau de serviciu de 40 de ani? Nu, niciunul nu ține mașina așa veche. Dar locomotiva se poate. Și că dacă au reparat-o în 17 cu 5 ani în urmă, e bună. Ei, uite că n-a fost bună. A trebuit să mai cheme una. Să tragă trenul, că a rămas în câmp. Cel mai probabil. Altfel, de ce ar fi fost două locomotive la un tren întârziat? CFR, întreprindere falită. Și unii vor să o falimenteze, probabil intenționat, ca să o privatizeze cine trebuie. Scoată profit din transportul ăsta al viitorului.